ca să întrebați cu mine, dar nu am avut răbdare și vă s-o prezentat mai repede, așa? O vrut mai repede să vă vadă. Avem aici multe daruri. Așa, vin, te rog, așa mai aproape să filmăm așa tort frumos la comandă special făcut cu aniversarea de 60 de ani de la copii, nepoți și cumnați. Acest tort frumos pentru dumneavoastră. Îl țineți un pic și îl dați înapoi, așa, vă rog mult, că mai avem mult aici de discutat. Da, da, poftim. Înapoi și o flori și puteți luați. Și tot eu dau înapoi. Așa, stați, stați, stați. Pentru florile sunt pentru bunica și mamica, așa? Așa. Și mătușa doamna Viorica. Trecem cu așa. Vă rog mult, deci o floricică pentru bunicuța și a doua pentru doamna Viorica, complicele meu care m-a ajutat. Și avem și un coș, să nu uităm de dumneavoastră, că avem un coș bogat de fructe, vitamine, cu aplauze mari, 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 vă mulțumim! Omageatului nostru! Ajută-l atât acolo cât și trebuiește și pentru cină romantică sau dimineață romantică, șampanica, să o deschideți și să faceți ceva frumos. Dar pe cineva vine, arată cum... Ei, dar ne dai și nu-ți prieteni. Așa, domnul Constantin. V-am scris o poezie pe care vă dedic astăzi, cu ocazia zilei noastre de naștere, jubileu, 60 de ani ați împlinit și sunteți la o vârstă când începe a doua tinerețe. Știți piesa asta, vă cântați neapărat. Nu-i mai, dar de ce, vă fiești vesel. Nu mai este, v-am spus că începe prima tinerețe și... Da, acuși vedem. Mai dăm, o să ajungem și la 100, așa? Și am o poezie pe care v-am scris-o cu mare drag. Deja v-ați dat seama de la cine vine surpriza, copiii care au venit acasă. Și vă felicit și pe voi cu această ocazie că ați ajuns cu bine. Tăticul nostru, la mulți ani, te felicităm cu drag. Noi, copiii tăi, îți dorim azi tot ce e mai frumos și cald. Împreună cu mama sunteți sprijinul nostru și alinare. Îngerii noștri păzitori pe veci, la bucurii și spărare. Chiar dacă nu suntem aproape, dar gândurile noastre toate sunt lângă voi și inima ne bate pentru părinții noștri cum se cade. Vă iubim mult și ne cerem iertare dacă vreodată v-am rănit, dacă nu v-am dat ascultare și pentru noi ați ferit. Ne mândrim cu tine, tată, că ești glumeț cu inima, ești inima fiecărei companii. Îți place permanent să glumești, iubești înconjurat de familie să fii. Dar dacă e vorba de muncă, la fel primuiești, mai ales la când tăticul îți place foarte tare să muncești și nu-ți mai trebuie nimic. Dați-vă rog așa mai încet acolo sunetul, că ne auzim mai tare așa. Mereu săritor la nevoie, cu sufletul mare și blând, tot timpul îl dedici familiei, îți place muzica și te auzim des cântând. Chiar dacă anii trec, și încărunțești la tâmple, dar pentru noi tu ești cel mai scump și iubitor tătic care există. De ziua ta noi îți dorim tot, tot, tot ce-i mai frumos și tot ce ceri să primești și orice caut timp tu tăticul să găsești. Lasă ani să treacă, tu numărâi și bucură-te că ai trăit o viață frumoasă și ne-ai dăruit căldură multă. Noi îți dorim în continuare să fii sprijinul și protectorul familiei, un exemplu mare de bunătate și iubire. La mulți ani, scumpul nostru tată, te iubim mult, nu uita, și niciodată, tată, tu nu mai lăcrima. Să rămâi mereu cum te știm, un soț și un tată devotat, gospodar și un bun bunic, din nota 10, cu sufletul curat. Și vă rog încă o îmbrățișare așa frumoasă, fără daruri, veniți frumos, vă rog foarte mult, așa că sunteți aici prezenți, cu drag de la Marin, Marina, Elena și toți nepoții și cu aplauzele voastre, dragii mei. Bravo, 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 bravo. Mă bucur pentru că sunteți o familie unită, frumoasă. Și mai am aici un mesaj pentru complicele meu, doamna Viorica, mi-a spus așa să transmit cum este. Ascultați atent. Draga noastră mătușă Viorica, noi nici de tine n-am uitat. Vrem să-ți mulțumim că ai fost și ești mereu aproape și ne ajuți în toate. Fără de tine nu am fi putut face așa surpriză frumoasă pentru părinții noștri. Dragii mei părinți, nu mai vă supărați. Asta eu, fata mai mare, am venit cu ideea să facem surpriză.
Așa, pe tine, mamă, și pe tine, dragă mătuși, te felicităm cu ocazia sărbătorii femeilor care vine și pe toate femeile de aici, desigur. Și vă dorim tot binele din lume și mulțumim încă o dată pentru toate. Iată, așa am transmis tot, tot cum este, aplauze, bravo, bravo, pentru așa, familie unită și frumoasă. Eu sunt bucuroasă să vă văd, mi-au spus că sunteți în domeniul medicinei, sunteți șofer așa la ambulanță. Am eu un unchi, tot moș de-a meu, deci cum spune soțul surorii mamei mele, e fix așa glumeț ca neta, eu nu știu, acolo vă aleg special să treci un test, care-i secretul? Nu știu cum e secret, dar Barbara nu face să spun părinții. Nu faci, eu mă gândesc. Deci așa sunteți bine, bravo, și... Acest colectiv, da? Da, 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 bravo! La mulți ani! Dar rogă-i vorba să jure! Ce doriți oaselor să le spuneți așa în vârstă frumoasă astăzi? Mai și vreau să le spun, că nu știu eu, adică mâine să se întâmplă. Nu, a zis doamne, mi-a dat ca 60 de gând, acum nu știu să zic. Dar din mâine să ceva povestit de așa. Dar pot să spun prea mult. Dar tare, în tinereță e mai ușor. Dar nu din principiu că viața, că chestia, dar muncești, adaugi și te bucuri. A, da, da. Tocmai cu ea să nu uită de asta. Și și greu după asta să le la cap, mai decât să-i încălzită. E șot, că nu asta. Mă credințești, poți că mai vezi orchestră și pe două viață. Vă doresc la tăți sănătate, viață frumoasă, vă mulțumesc frumos că ne stimați și ați venit. Și... Și un cuvânt de felicitare din partea soției, dragi mămica, care este și ea alături dumneavoastră. Câți ani ne aveți deja împreună? Să nu ați numărată. Smulți! Ce vreți să-i transmiteți soțului dumneavoastră? Am avut 40 de ani împreună. Ați la 20 sunteți? Dacă vreți și cineva să fie mai precis, noi suntem din grădiniță. Bravo! Și părere de rău de pare și nouă rău că s-a întâmplat așa, că Moscova nu poate să vină, Italia, tot așa. Mulțumim la aici, mici, tot ce a venit. Eu știu că voi n-aveți pașaport, de-asta nici n-ați venit. Haideți să ne duci. Mulțumim pentru trecere-ți. Bravo, aplauze! Vă rog foarte mult să ținem de troc așa și eu încerc să văd când, dar noi încetșor, așa nu ne audă și nu ne vadă nimeni, ne ducem platou de dans. Vreți așa?